Stimate părinte, astăzi ați dat binecuvântare la prima biserică în satul Dubocca. Ce puteți să ne spuneți despre asta? Păi e o mare bucurie pentru noi, pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu s-a uspit, s-a reușit să se facă biserica asta, închinată a dușirii moașcelor Sfântului Ierarh Nicolae, ori Nicola Gevara, cum se spune în lumea noastră, în satul Dubocca. Este important pentru că biserica asta este agentii biserică în zona asta, care ține de biserica neamului nostru, de biserica ortodoxă română și care se slujește slujba în limba noastră românească așa cum o vorbim noi, în graiul nostru. Și este și mai important și mai iubit noi este că satul Dubocca nu a avut biserică și asta este a dintâi biserică a satului Dubocca. Așa că voia lui Dumnezeu a fost să se întâmple lucrul ăsta și noi numai am încercat să lucrăm aia și am înțeles că Dumnezeu cere de la noi. Și ece, după o scurtă perioadă, un gefrace nostru Tomislav, uica lui Drăgan, ne-a dat plațul ăsta cu casa, s-a făcut pe terenul ăsta biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae pentru toți care doresc să vină în ea și să asculte slujba în limba lor maternă. Iar ăia care vor veni, pentru că spun că e singura biserica satului, satul este românesc, dar dacă se întâmplă că avem vreun frate sârb sau de vreo altă nație, sigur că și el este binevenit și rugăciunile lui îi se va face așa că să înțeleagă și el. În câte biserici este pe Valea Muroie, biserici românești? Deocamdată noi avem biserică la Isacova, avem biserică aici acum în Dubocca, la care mai avem să mai lucrăm. Avem la Busur începută și astrucată așa într-un fel de lemn, cum este făcută, și avem paraclis la Bobova. Așa că aici, în partea asta, avem doi preoți, avem pe părinții Bobugi la Isacova și avem pe părinții Cătălingi la Bobova. Ei doi o să se schimbe aici deocamdată la slujbe în biserică din Dubocca. Crezi că sunt suficienți numai doi preoți în Valea Muroie? Sigur că nu și nevoie pentru mult mai mulți, pentru că aici în apropiere avem și într-un sat Manastirița un teren și o crușe pusă acolo, unde trebuie totul să se înșeapă cu zgirea bisericii. Dar nu numai asta, e vorba de mulți credincioși care îi avem și care vor preoți și slujba în limba maternă și să țină de Biserica Neamului, de Biserica Ortodoxă Română, dar problema este că suntem în situația în care suntem și nu putem să interținem mai mulți preoți decât ce avem acum. Dar nevoile sunt, cred că dacă am avea 100, atunci am putea să vorbim, să spunem, uite ce acum e, cam pe așa vrungem. Vă mulțumim! Să trăiți!